forță. Bă, dar ce facem, bă, cu rapidulețul? Înțelegi? Bă, mă uitam la partidă, bă, cum e fotbalul ăsta, mai înțeles? Știi cum e fotbalul ăsta? Practic în 45 de minute se alege praful de tot. Că joci prima repriză, da, nu spun acum că a jucat extraordinar rapid în prima repriză. Două, trei, dar la început, ai bară, scoate un moldovean de pe linia porții, adică dacă intri cu 1-0, cum ar fi trebuit în monoral, probabil că meciul se termină, pentru că Botoșanu nu e o echipă care să atace pozițional. Cu 3 puncte acum, Rapidul, iar mi-au luat clasamentul. Mai înțeles? Cu 3 puncte acum, Rapidul avea 16 puncte, boierie. Erau cât fecese boierie, acum iară criză, iară invenții, că își dă Șumudică demisia, că își dă Șumudică, nu își dă Șumudică nicio demisie. Așa cum să-ți dai demisia după câteva etape. Dar a apărut aseară că, domne, că le-a zis la jucători că mă gândesc să-mi dau demisia și așa mai departe. Așa, în niciun caz nu-și dea demisia. Dar stăteam și mă gândeam, uite-te ce se întâmplă. Adică cu o repriză, n-o dai națe, mai înțeles, pierzi clasicul 2-0. Că așa se întâmplă. Ți-au dat gol, iar ataci, te prind pe contraatac și așa mai departe. Ce e cu Rapidul, Andrei? Este marea problemă că n-au atacant sau problemele de fond? Sunt mai multe probleme. Din punctul meu de vedere, azi noapte chiar mă uitam la câteva statistici să-mi dau seama ce se întâmplă. Una la mână, apropo de ce ai spus tu, că au avut două ocazii bune în prima repriză. Nu, fără un joc, fără să spui, domne, că a jucat rapid. Joc, dar au avut două ocazii. Da. Au avut ocazia bara lui Hromada și apoi au fost cealaltă ocazie, da, când au scos de pe Ria Friday, a scos de pe Neaport. Și mă uitam la indicele de periculozitate în Liga 1. Rapid este la egalitate cu Dinamo la periculozitatea în fața porții adverse. Doar că Dinamo are 21 de goluri marcate și Rapid are numai 12. Ceea ce vorbește despre faptul că acolo, în momentul în care ajung la finalizare, nu au calitate, nu au liniște, nu au... Nu au calitate, cred că despre asta e vorba. Asta e una. A doua, care este foarte gravă din punctul meu de vedere, Rapid este pe ultimul loc în Liga 1 la numărul de dueluri purtate într-un meci. Este echipa care se ferește cel mai mult de dueluri. Și asta se vede în joc. În momentul în care trebuie să te duci la război, Rapidul refuză războiul în această perioadă. Jucătorii nu au tricourile curate. Aseară, raportul cartonașelor galbene... Au fost 0 cartonașe galbene, exact. La ei și Botoșani parcă 5-0 pentru Botoșani. Nu se poate, nu poți câștiga meciuri așa. Pentru că nu ești o echipă super talentată. Nu și-au modalit tricourile. Nu. Aseară nu au luat un cartonaș galben. Mă, și de nervi îți luai un cartonaș galben. Și pe timpul ăla cu ploios așa și cu terenul la... Exact. Dar cum să nu e un cartonaș? Da. Adică un cartonaș. Bun, dar stai să vă povestesc ceva, da? Da? Condiții, trai neneacă la Șucu. Mai înțeles? Deci nu mai vorbesc de salarii care intră cu o zi, două înainte de dată, da? Deci intră în cont, da? Dar trai neneacă ca să vă povestesc și el la Rapid, că vreau și eu, domnul Șucu, vreau și eu la Rapid. Vreau și eu. E adevărat, nu mai pot să alerg aia, dar o pasă cu exteriorul dau mai bine decât vreo 2-3 de pe acolo de la Rapid. Jur, crede-mă, chiar dau mai bine, mai înțeles așa? Și eu îți spun ceva, eu în locul lui Jambor, eu aveam minim un gol dacă jucam la Rapid. Nu, eu aveam din inteligență și tot îl dădeam. Am văzut jucători. Nu, scuză-mă, stai o secundă, că vorbim imediat. Bă, deci eu aveam un gol, eu Ivanovici, eu fac pariu, că în astea 12 etape eu aveam un gol dacă jucam la Rapid eu. Nu râde, că eu aveam un gol. Da, crede-mă, mă așezam undeva acolo, din cam aia, dădeam cu burta, făceam ceva. Dar stai să-i vezi pe băieții ăștia de la Rapid, că toată lumea, antrenori, da? Șumudică. Da bine, mă, își dă demisia Șumudică, da? Să zicem. Așa, și dacă își dă demisia Șumudică, ce? Păi dacă ăștia n-au luat un galben jucătorii, vine următorul, la fel va fi. Aici trebuie tăiat în carne, vie revoluțional lotul. Dar ce vreau să vă zic cu Rapizii? Tată, e Botoșan, da? Nu mai putem să mergem cu autocarul sau cu ce? Charter, 40.000 de euro, 70 de persoane. A plecat charterul și cu semna, cum îi zice, OP-ul, ordinul de plată, mai înțeles? Bă, tată, 40.000 de euro, da?
Da? A plecat charterul frumos, a aterizat frumos charterul la Botoșani, băieții, căldurică în charter, au mai picotit puțin, hotel, cel mai bun hotel le-a luat. La întoarcere, iară, chiar dacă eu îi trimiteam cu autocar. Jur că îi trimiteam cu autocar. Nici mă interesea când ajungeam. Îi trimitea pe jos? Sau pe jos, mai, la, așa, mai ales că e pauză. Deci aici Șumii a greșit. Bă, trimite, bă, Șumii cu autocarul. Bă, cu autocarul îi trimiteam. Chemam autocarul, gata, bă, toți în autocar. Mai înțeles așa? La întoarcere, iară, charter, 40.000 de euro. Mai înțeles? Bă, condiții, mușchiuleț, oaigu, la masă, la Botoșani, așa mi s-a povestit. Mușchi, nu vită, dă, nu vită românească, tată. Oaigu, mai înțeles? Bufet suedez, paste de nu știu câte feluri. Mamă, neașucu, iau și o tată, ia-mă și pe mine pe acolo. Mai înțeles? Ce mai e să-mi dai și mie 10.000 de euro pe lună? Ce mai e? Ne băgăm toți, te bagi bănele? Rapid niciodată. Hai, mă, nu poți să faci nicio. Ce că te prinde vine. Da, fii atent, îmi scrie, îmi scrie Iulian Angel, Iulica Angel. Rapid a făcut aseară 7 faulturi. M-ai înțeles? Deci medie este undeva de 14 faulturi la o echipă normală pe un meci. Au făcut 7 faulturi. Păi de la ala, de la ceartă. Mergeau pe teren. Andrei, 40.000 de euro a dat și ocupă ceartă. Da, știu cât sunt prețurile. Da, 70 de locuri, da? De 70 de locuri, mâncați și boierie, adică alea. Și au făcut băieții, mamă, știi ce merită ăștia, jucătorii ăștia? A, mai înțeles? Fai de mine, știi de mine. Mamă, știi cum i-aș chinui? Înțelegi? Nu, chinuit în sensul ăla profesionist, nu în altă. Acum cu autocarul îi trimiteam. Ia veniți, mă, autocar, hai, cu autocar. Ok, mai înțeles? Așa. Că asta e, bun, o să-l curețești pe Șumudică, da, să zicem, da? Vine altul. Păi nu se întâmplă nimic la ce povesti. Nu eu povestesc, voi spuneți. Păi 7 faulturi, niciun cartonaj galben. Bă, da, serios, nu vă e rușine? Bă, nu vă e rușine și de ăsta de Șumudică că nu doarme nopțile, stă cu cardiozenul lângă el ăla pentru inimă? Vă e rușine de Șucu, nu vă e rușine suporter, nu vă e rușine de nimeni. Da, vine Săpunarul, iar îl văd cu pe Săpunarul cu discursurile lui. Domne, m-am săturat, m-am nu știu ce. Da, bă, pe bune, bă, Săpunarule, și tu m-ai înțeles. Te-ai săturat și tu, da, crede-mă, și mulți s-au săturat de tine. Da, ca să discutăm așa direct. Da, domne, ne-am săturat. Domne, că nu mai suport, că nu știu ce. Bă, care nu mai puteți, mai bine ridici mâinile, bă, eu plec. Nu mai pot. Înțelegi? Deci nu mai pot. Astea și cu contractele ceva. Da, da, și cu, mai înțeles, și cu Săpunarul, că domne, s-a săturat. Ok, s-a săturat, dar nu mai, cum să spun, nu mai știu ce e aia, nu mai știu ce sunt alea puncte, de, nu mai țin minte de când. Nu, adică să faci puncte ca lumea, nu că să faci pați un meci și după aia trei meciuri pierzi două și faci un egal, știi? E, așa s-au săturat și suporterii Săpun. Înțelegi? Dă jucător, dă scuzele astea de dimineața până seara. Dar bun, e adevărat că nu e Săpunarul Superman acum, înțelegi ce spun? Sau, până la urmă, el e un fundaș, un capitan, e un lider, asta e clar. Bă, da, fă și tu ceva și tu ca lider până la urmă, nu știu. Fă ceva, ia-i pe aia, electrocutează-i, fă-le discursuri, mai dă-le cât un ghiond, mai urlă la ei, mai dărâm o masă, nu știu. Bă, bănele, faci ceva. Păi ne-am săturat. Bine, mă, ți-am zis. Mai înțeles, ne-am săturat. Ți-am zis că poate și suporterii s-au săturat și de tine, Săpunarule, mai înțeles, și de jucători, poate și fanii s-au săturat de voi. Că s-au săturat, oamenii s-au săturat de scuze. Înțelegi? Una peste alta, da? Repet, nu e că nu-i Săpunarul Messi, îi cerem lui Săpunarul să câștige meciurile. Dar ești lider, ești capitan, fă și tu ceva, da? Cu o să plecați de mână și tu și Șumudică până la urmă asta. Până la urmă, dacă nu-ți rezultate, pac, mânuță, da, pac, pac, veniți analiști aici, da? Vă aștept. Săpunarule, te aștept analist aici, la Fanatic. Despre ce discutăm? Și tu ca lider, bă, da, trezește odată. Bă, nu se poate cer ce vochin să n-ai un cartonaș galben. Doamne, fraților, dacă am mai auzit așa ceva. Și tu să pleci cu charter de 40.000 de euro și să mănânci vită oaigu, care costă, bă, nu știu, 1.000 de dolari kilo. Bă, da, lasă-o încolo de treabă, că e Șumudică. Ce să facă, bă, Șumudică? Ce să facă Șumudică? Ăla a venit cu inima, cu asta, face și el ce poate, mai înțeles? Șumudică. Bine, pleacă Șumudică. Așa, cine vine dacă pleacă Șumudică? A? Vine ăsta care a făcut campania de transferuri, Sandu? Că el a adus jucătorii ăștia care nu fac un fault. Se întoarce Lennon. Da, Orie. Faimosul Sandu. Eu cred că cea mare greșeală au făcut-o când l-au dat pe Nico afară. Chiar dacă... Pă? Pe Nico, pe Daniel Nicolae. N-are, pentru că era... ceea ce... Nu, eu spun din punctul meu de vedere. Este omul care este rapidist 100%, care era liantul între jucători și conducere, discuta mereu cu ei,
Nu mai probabil era niciun Liantă. Șucu era supărat spunea... pe el în ultima jumătate okay, de an. Șucu nu-l mai băga în seamă. Păi da, da, el era omul important din club. Părerea mea, asta este părerea mea. Că prea ușor s-a renunțat la el. Făcea Daniel Nicolae faulturi și alunecări. Nu, dar el era omul care era între jucători și conducere. Păi, el aducea și jucători. Au un lider incontestabil, că pe care îl cheamă Săpunariu. Un lider incontestabil. Este, da? Și el era important. Doarme și liderul. Și incontestabil. Dar era important și el în club. Fără și Săpunariu. Asta face și Săpunariu. Nu știu, eu nu pot să înțeleg cum un club ca Rapid poate să dea un om afară care a venit la Liga 4 să joace la Liga, să joace la Liga 4, care a jucat în echipa națională, care a jucat cu Rapid în Cupe Europene, care a jucat prin Franța cu performanțe, a venit să joace în Liga 4, să joace. După a rămas conducător, a promovat acea echipă, el și cu restul care au fost acolo și s-a renunțat foarte ușor la el. Așa cred eu, asta este părerea mea, că renunțăm prea ușor la oamenii care... Mă refer la el și la ceilalți care... Nu cred că asta e problema. Bun, hai să mergem la, hai să mergem la Robert Niță, care pe Skype... Robert, salut! Nu este încă. Am înțeles. Da. Și e problemă că Săpunarul a avut. Dacă la 1-0 el, minutul 80 și ceva, când a avut acea ocazie, făcea 1-1, să schimba soarta jocului. Da. Bun, ce, te rog, termină-ți analiza. Nu, vreau să mai spun ceva, că și mi se pare un pic că și Șumi a greșit apropo de condiții și de ce ai spus tu, că după meciul cu Slobozia am văzut o declarație, dar bă, și mi s-a părut că chiar începem să ne pierdem mințile. Adică a spus, domne, a trebuit, n-am găsit niciun hotel pe lângă Clinceni și a trebuit să venim cu autocarul de unde vine, de la constructorul probabil, de acolo, sau de unde a fi stat, nu știu. Dom'le, și am făcut o oră și 10 minute. Vă dați seama, jucători ăștia, o oră și 10 minute să stai în autocar înainte de... Băi, oameni buni. Bă, o ducem într-o direcție și ne purtăm cu acești jucători ca și cum am avea așa niște globuri în mână și ne teamă să nu dăm cu ele. Băi, fraților, mergeți mă o oră cu autocar, nu se întâmplă nimic. Tot teoria asta, că stau cu picioarele îndoite, că nu știu ce să mai întâmplă și o să-mi zică, bine mă, tu n-ai jucat fără, nu știi care-i treaba și nu... Măi, oameni buni, nu vă mai, că le creați alibiuri tot timpul. În momentul în care vă luați de arbitraje, le creați alibiuri. În momentul în care spuneți că o oră fac, vai, săracii băieții, cum s-au fost ei... Nu am jucat și noi în Champions League și stăteam la Ghencea și... Păi, bineînțeles. Stăteam câte ori și ceva... Le creați alibiuri. Problema unei echipe care arată cum arată Rapid acum este o problemă de nemuncă din punctul meu de vedere. Adică oamenii aia care sunt acolo nu mi se pare a fi montați pentru a munci, pur și simplu. Pentru că atitudinea, agresivitatea, toate ingredientele care trebuie ca să joci fotbalul zilelor noastre, se creează prin antrenamente. Dacă la antrenamente nu îi bagi în acea stare și sunt unii care nu pot, unii nu vor, unii sunt mofturoși și tu nu iei niciun fel de decizie împotriva nimănui, vei continua să ai astfel de prestații. Vei continua să ai o echipă care refuză duelurile. Nu ne băgăm la dueluri. Că așa cum e o vorbă, o spunea și Gică Hagi, au spus-o mult și Cruyff mai devreme. Cum te antrenezi, așa joci. Nu poți face, nu poți avea pretenția să joci uluitor și la antrenament să faci vreo 60 de minute de niște posesii pe acolo, nu faci dueluri, nu faci nimic. Nu poți avea pretenția ca la mea să fie altceva. După cum nu poți avea pretenția că dacă ești la școală și nu studiezi, nu înveți la examen să iei 10. N-ai cum. Este absolut imposibil. Ori acolo, la o echipă care se manifestă pe teren, la meci oficial, așa cum se manifestă Rapidul, cred că e o astfel de problemă. Pe urmă, cred că mai este o problemă de neintegrare a unor jucători, în special cei din străinătate. Par a nu fi prieteni. Unii dintre ei par a nu se cunoaște între ei. În primul rând, parcă nu formează o echipă cu adevărat. Parcă nu formează un grup. Exact. Pentru fiecare, mă uitam la, mă rog, echipa națională. Am văzut atitudinea pe care o sesizez la un fundaș când respinge o minge în afara terenului. Se bucură ca la gol. Am văzut aceeași atitudine la Daua cu PAOK Salonic după ce a reușit să scoată o minge din fața unui adversar. Păi la Rapid, într-un moment ăsta greu, când
nu intră, mai ai o ocazie, nu dai gol, păi măcar atâta. Pentru că dacă tu vei face lucrurile astea, cu siguranță suporterii nu o să te mai alea mișto să strigă ce campionii, campionii și să te alunge de la salut. O să zică, bă, atâta pot, dar măcar vor. E, lucrul ăsta suporterii nu-l văd deocamdată la Rapid și cred că asta mi se pare cea mai mare problemă. Limbajul trupului acestei echipe nu dă speranțe niciunui suporter rapidist în momentul ăsta. Da. Care stă eu tot cred că mai e încă ceva. FCSB are foarte mulți jucători cu personalitate în momentul ăsta, dar în același timp fiecare își cam știe rolul în echipă. Adică chiar dacă au personalitate, nu contestă rolul altuia. Adică n-am văzut acum la Olaru, de exemplu, la tot ce s-a întâmplat cu Olaru, mie mi se pare că nimeni n-a atentat la rolul și locul pe care l-are Olaru într-un moment de slăbiciune al lui Olaru, cum a fost cartonașul roșu. Uh-huh. Pentru că în momentele astea vezi, din punct de vedere psihologic, care este vibe-ul grupului. Atâta vreme cât grupul te îmbrățișează și se admite o eroare pentru că este conștient că ai făcut o grămadă de lucruri bune pentru echipă, atunci lucrurile merg bine. Pentru că în momentul în care într-un grup eterogen, să spunem așa, sufletește, cineva simte sânge, atacă. Asta este cel mai mare pericol în orice fel de organizație. În momentul în care tu atentezi la locul care nu e al tău. Și de acolo încep toate problemele. Dacă cel care este masculul alfa, antrenorul, patronul, capitanul de echipă, în momentul ăla nu se impune și ia o decizie care de multe ori e dureroasă, dar e o decizie necesară la momentul respectiv. Și iar ne întoarcem la Rapid și trebuie să vedem care e masculul alfa în grupul respectiv. Eu zic că va fi și Mudica. Acum n-are rezultate, nu scuzare, ăla trebuie dar să ia decizie, știu, indiferent despre cine este vorba. Că aici s-ar putea să fie o mare problemă. Că s-ar putea să fie vorba despre cineva pe care ți-e greu să-l razi. Adică cine? Săpunaru? Nu știu. Păi nu știu, te întreb direct. Păi nu știu, poate să fie un jucător cu foarte mare personalitate care nu face ca lucrurile să meargă în direcția, în direcția bună. Și atunci trebuie să după modelul, să zicem, Edi, care n-a avut ce să facă și a trebuit până la urmă să se impună cumva? Da, Edi s-a impus cum? Creind tot mediul din jurul echipei naționale. Apa? Cum face flavorul? Pa! Mă auzi? Simt că prezinți vin. Deci, Edi, ca să termin ideea, Edi a creat un bun regulament de ordine internă și a creat reguli. Cine n-a fost în stare să respecte regulile s-a eliminat. Bun, având susținerea totală a lui Burleanu. 100%. Păi ce înseamnă? Dacă un antrenor nu are susținerea patronului, președintelui, administratului, s-a terminat. Jucătorii simt imediat. Sunt ca lei cu dresorul. Mm-hmm. Dacă au simțit o slăbiciune, e dezastru. Da. 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 Și asta e adevărat.